N-am învățat noi la școală, dar jefuim trenul ăsta, fii atent. Mamă, ce muzică! Ta-da-da! Hei, salut, bine v-am găsit la partea a treia din Red Dead Redemption. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici cu cowboyii noștri. Ia să vedem. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. Stai preot. I want you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. Mai liniștește-te. Still here then? I owe you. And you'll Stai pay me. Asta e ala pe care For l-am the moment, salvat. just rest. Arthur, I think it's time for the train. Pe Dutch. Let me go? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Ah, să mă și pe să vină. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Te copilul lui. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. Ah, un cuplu căsătorit fericit. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, ce aveți mă cu omul? Railway man. Bill, now you ride ahead. L-a atacat un lup, ce aveți cu el sau ceva? Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Jose? I just don't want any more folks to die, Dutch. Ajuns să jefuim un tren. We're living, look at me. We're living, even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. Ha, mă, jefuiți trenul. Have we got? Să nu jefuim trenul? Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Leviticus Cornwall. It is time to make something of ourselves. Get your horses ready. N-am învățat noi la școală, dar jefuim trenul ăsta, fii atent. Mamă, ce muzică! Ta-da-da! Cum să nu? Dacă asta nu e muzică de jefuit trenul, atunci... Deci că e un film de Quentin Tarantino. Hai mai repede puțin! Ce se mișcă așa încet? We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, depășire. Charzela cu arcul, care m-a învățat să vânez cu arcul. Cam mâna asta. Rănită. Head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Deci eu am sarcina să mă duc în spate. Not if you keep your head for once. Acolo e vagonul privat. Enough. After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Oarecum. Trebuie să mă duc în spate. Asta e ce am reținut. That's right. Ta-da-da! Asta e muzica de călărit. Suntem iarăși pe modul cinematic în care stau și mă uit. Este o combinație așa de joc și film și experiență. E foarte interesant. Acum încă suntem pe pilot automat foarte mult, dar mai târziu o să intrăm în... Uite, nu mai e zăpadă. Mai târziu o să intrăm în open world, să putem să ne plimbăm, să facem decizii, să tot felul de chestii.
This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Lenny, asta nu știu cine e. Just happy we're back at him, Dutch. Ah, Lenny ăla negru. For this, kid. Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. A, deci n-avem voie cu greșeli? Bine că ai zis că nu știam. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. Nu putem să mergem la Blackwater. Așa, zile tu, Dutch. Money safe. You'll just have to trust me. Bine. Stack railroad bonds on this train. Good money. Once we work out how to cash them. Bonds, astea sunt gen obligațiuni, acțiuni, ceva de genul ăsta. Asta furăm. Gen acțiuni din calea ferată. Is Bill there? Yeah. You want to head down? Uite, Bill e ăla de jos de acolo. Okay. Trebuie să mă duc eu să văd dacă totul e în regulă. Mă duc. Mă duc, șeful, cum să nu. Check on Bill. Hai mai repede puțin. Hai că nu întinerim. Atunci pot să mori oricând de la o răceală. Așa, nu prin bolova. Nu știu de ce o lua aiurea. Așa, unde e Bill? Uite-le. Sure. Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay. Sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Da, mă, acum. Deci dau firul jos. Ah, nu, apuc cu totul și mă duc la detonator. Ăsta e ăla care a mirosit dinamita când am găsit-o eu, nu? Ducem aici și conectăm. Alt, ca un adevărat expert, detonator old school. Pot să apăs eu pe el? Vreau să apăs eu pe el. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Pentru asta a trebuit să vin ca să-ți duc eu ție la acolo. Te gândești puțin la calul meu. Stai mai aici. A, nu, ăla e calul. Ăla e calul lui. Ok, hai înapoi sus. About time. Bă, mica ăsta ce mă enervează. O să ne certăm. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Mhm. Everything okay? Think so. Yeah, Dutch, everything's okay. Okay. Cover your faces. Train should be here. Masca, trebuie să-mi pun masca. Masca e aici ca un adevărat bandit, uite-mă. Uite trenul. Hai să vedem cum funcționau jafurile astea. Explodai calea ferată și pe urmă nu se mai putea mișca trenul, trebuia să deraia, să oprea. Good luck. Molly. You all know what to do. Aha. Asta trebuie să apese pe detonator. Deși voiam să fac eu asta. A, uite, dinamita acolo. Dar a trecut deja trenul, adică când e la mijloc. Hai, apasă odată! Ce-ai făcut, mă? Nu-mi zice că l-am pus eu greșit. L-am atașat eu greșit? Cine, eu? Dar ce, e vina mea? Aoleu. Eu am apăsat pe triunghi, mi-a zis să apăs pe triunghi, eu am apăsat pe triunghi, eu n-am făcut nimic. Aaaa! Opa! Ăla era Javier, ăla a picat. Asta e Lenny. Ce fac, mă, Lenny? Da, mă, liniștit că te apuc eu acum. Da, nu m-a țipat. Full, trebuie să apăs pe X ca să-l trag. Hai, hai, mama, suntem sus pe un pod. Dacă pici de aici, a, uite, a, uite ce peisaj frumos.
Javier a căzut. Da, bossul. Trebuie să oprim trenul, da. Dar n-avem timp să lutuim și noi pe aici, adică sunt tot felul de chestii. Hai, da, bine, hai că mă duc, nu mai lutuiesc. N-ai mică. Trebuie să oprim trenul. Gardianul? Da, bossule, du-te tu. Du-te tu și ocupă-te tu. Aaaa, s-a dus. Hai, încă o dată. Stai să ajung și eu. Aici, da? Shall we move up, Lenny? Da, hai să... Hai să mergem. Asta e că e unul aici. Aoleu! Bă, dă-mi pistolul. Unde mi-e pistolul? Dă-mi... nu, pistolul de aproape, că suntem aproape. Îl iau așa, ușor. Nu-l ăla, mă, ăsta de aici, ăsta de aici. Așa. Mai e unul în distanță acolo. Dă-te puțin. Aoleu, de ce vina mea? Da, da, da. Moving on up. Moving on up. Aoleu, du-te mă de aici. Tu cine te crezi? Da, mă, nu mă lasă să jefuiesc trenul. Ce snobi. Mai poți, domnule, să jefuiești un tren ca pe vremuri. I know we have to stop this train, Lenny. That's what I'm fucking doing. Da, au, ce mi-a dat o lopată peste căpățână, mecanicul. Stai că mă eliberez eu acum, fii atent, stai că apăs de multe ori pe cerc și mă eliberez. Acum îi dau și pum, pac, 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 pac. Aia a fost. Bă, ce e acolo jos? L-am omorât. L-am omorât, dar nu vreau să... A, bine, am omorât atâția oameni, ce mai contează încă unul? Aici, și de ăsta tragem ca să oprim trenul. A, și mai sunt... Dar ăștia unde erau înainte? Hai, repede! Pac! Fix în cap, super! Bă! Asta e de-a... Nu, asta nu-i de-a meu. Unde sunteți, mă, că nu vă văd? Nu văd nimic. Da, dar nu-i văd, unde sunt? Unde? Uite-l. Au. Așa. Mai sunt câți mai... A, mai sunt aici, aproape. Uite-l acolo. Hai, amici, scoate capul, scoate capul. Nu mai e ăla, e pe aici pe undeva. Nu. A, e ăsta de aici. Bă, nebunule! Ce? Unde mai sunt? Așa. Distractiv să-mi puști așa. Mulți zic că e... Mamă, ce de-a cadavre. Cine? Eu stai că voiam să lutuiesc puțin pe la cadavre. Ai, fie. S-a atâtea chestii de lutuit. Da, mă, e totul ok. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corp. Da, mă, da, 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 știu. Okay.
You asked for it. We ain't opening this door. 4, 3, 2, 1. Ce facem? Îmi pușcăm ușa sau? Wake him up a little. Hai să nu irosim gloanțe chiar, ok, am să trag în găurică. Mi se pare cel mai... Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. Să sperăm că de data asta detonează. Take the dynamite from Bill. Don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. R2, place dynamite. Seems good enough. Light the fuse. Here we go. Am pus fix pe ușă și acum fugim, nu? Unless you got a death wish. Step back, fellas. Da, nu, evident. Păi nu, că acum mă dau înapoi, te vin aici în spatele cal. Dacă e ceva, pătesc cai, cai. Aha. Get on up. Eu ce fac? Că nu mă lase să mă mișc. Mă duc în tren sau? Dă-te mă, Javier. Așa. Mai frumos decât apartamentul meu. Should be easy as cake. Fine. Just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Stai, mai erau chestii pe aici. You rushing to jump on that train? He's keen. I'll give you that. Da, Mike a stat deoparte. A trebuit eu să alerg după tren. Inspect ce avem aici. Flip. Nimic acolo. Zoom. Aia, e o scrisoare, nu stau să o citesc acum. Probabil că zice ceva, poate o citesc mai târziu. Căutăm niște documente, ceva. Search cabinet, pe aici ar trebui să fie. Da, uite acolo, este o cutie. Asta probabil că e. Bond, aia e. Le-am găsit eu. Nu mai e nimic acolo. Stai că mai erau chestii pe aici. Da, mă întorc, dar stai că vreau să văd și eu ce mai e pe aici. Să mai iau și eu una alta, că sunt folositoare lucrurile astea. Da, mă, hai că vin, bine, bine. Ce ne grăbim așa? Ce? Vine poliția după noi? Probabil. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell. Asta e la purtător. Cine le are, cine le deține ăla. De la cum se cheamă, obligațiuni, acțiuni la purtător. What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Ce, eu trebuie să decid ce fac? Dar nu mă mai pune, mă, bă, da, aceasta trebuie să fie treaba ta, tu trebuie să decizi. Ce mă tot pune pe mine în situații de astea să decid eu cine trăiește și cine moare? Ce-s eu, Dumnezeu? Decide tu că tu ești șeful. Tu îmi zici ce să fac și eu asta fac. Ok, get on the train, quick, hold it. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Behave. Hai, treci. We won't tell a soul, I swear. If I hear so much as a... What the hell? Treci. I thought we had a deal. Hai, mă, și acum trebuie să-l omor, pe bune. Doar pentru că l-am împins puțin, vreau să-l amenin puțin. Asta nu înseamnă că... Of, ce prostie. L-am omorât sau ce se întâmplă? Ha, l-am omorât, ok. Mă duc să pornesc și trenul. Ah, stai, uite-l pe ăla acolo.
Ăsta a rămas în urmă și am zis că să-l împing puțin, hai treci. Am vrut să fiu dur, dar să nu-l omor, dar m-a obligat, vezi? Hai să mă duc să văd ce avea la el, că ăsta părea cam bogat. Uite ce haine frumoase are, ia, ce ai pe aici? Țigări. Shad. M-a murit degeaba. Enter train. Cum fac asta? Așa. Și trebuie să repornesc trenul. Și se duce așa golă. Nu, bine. Și calul meu loial mă așteaptă chiar aici. Dar înainte să plec, nu pot să mai cercetez și eu cadavrele alea. Ah. Am o fixație. Dar erau atâtea, erau zeci de cadavre acolo. Puteam să iau, să-l aveau toți, fiecare aveau bani sau chestii la ei care sunt mega folositoare în joc. Că banii sunt foarte importanți în jocul ăsta. Se învârte rotița, se învârte rotița. Și a început direct altă misiune, da? Hai că fac și pe asta. So we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything. Valentine, ăla este orașul lângă care ne vom afla în următoarea parte din joc. Știu că e un oraș, am tot auzit de el. Deci am reușit, practic. Uite, acum este o muzică plină de speranță. Am jefuit trenul, te îmbogați, s-a topit și zăpada. Acum ne repoziționăm și asta cred că a fost sfârșitul capitolului cu iarna. Cred că de acum încolo nu o să mai fie iarnă. Decât în anumite porțiuni, presupun, da. Ce muzică frumoasă! De acum ne mutăm la căldură. O să arate mai tipic, cum știm, westernurile arată. Maica și cu băiatul ăsta negru. O iau ei înainte. Uite, verdeață, copaci, civilizație. O să dăm și de civilizație curând. Și eu conduc căruța? Eu conduc căruța. Uite ce cascadă drăguță. Oare ce se întâmplă dacă fac dreapta brusc și pic în cascadă? Oare pot să fac asta? Mai bine să nu risc. Mama, așa mă mănânc, că vreau să văd caii și căruța cum pică în cascadă. Doamne, vreau să văd! Ceva? O să văd dacă pot să salvez. Pot să salvez? Nu pot. Aș fi vrut să salvez aici ca să revin mai târziu să pic de pe cascadă, că sunt foarte curios. Aoleu, ce s-a întâmplat? Aoleu, a căzut roata, au picat toate alea. Everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? Let's get it fixed. I reckon we can handle it. All right, Charles, pick up wheel. Okay. You still roll wheel. Shut up. I'm just saying. Așa, și-o băgăm aici. Hop. Asta-i tot? Asta e tot, dar are și un șurub sau ceva, cum? Ce-o ține acolo? Oare cum funcționează căruțele astea? Gata? Asta a fost tot?
N-avem și noi o cheie, ceva să... A, ba da, uite că face ceva, stai, care un cric ceva. Așa. Ce vremuri. Hey, indieni. Poor bastards. Cowboys versus Indians. Come on, let's not push our luck. What happened? Saraci. Well, get in. I'll tell you. Am măcelărit aproape toți indieni. Zic, hey, am găsit un continent în care nu... Numai bun, putem să ne mutăm toți aici, o grămadă de pământ, nu stă nimeni. Bine, stau indienii ăștia, dar nu-i problemă, că îi omorâm. So, yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. Mhm. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stole them clean away from them, it was every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Yes, sir. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? Good point. In spite of Dutch's talk. Asta încearcă Dutch să facă, da. Trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey. Hey, vezi cum vorbești cu mine. Hosea. This here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Da, Hosea, asta e... E scroc, asta e gen specialitatea lui. So, oh, ușor. I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. Dar cine asta e și el, indian? He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. When we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. Cred că exista o grămadă pe vremea aia, negri și indieni. Jumate negri, jumate indieni. Cam în două erau grupuri marginalizate. He was a very sad man and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Și că mi-este cald. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Păi, dă geaca jos. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Chiar, care e problema? Nu vreau să povestească. Am văzut că are o problemă cu ăla. That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we I guess we are, Jose. No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. Deci tot spre est mergem. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls. Deci niște pietre, credeam că e un fel de... Driscoll's? Probably there too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him. But we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong. Oh, sometimes. People die. Asta e prevestire pentru ceva cu Dutch. A luat o razna, a clacat sau ceva. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Yeah, I guess. Am ajuns? Sau ce e? What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Alo, gătește ceva acolo. You buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you.
Și a luat așa o zeamă, ce? Da, dăm niște ginseng. Poțiune ca să mă vindec. Uite căprioara, uite căprioara. Nu vânam o căprioară repede, uite câte căprioare sunt. Hai că mă duc eu repede și vânez una să avem de mâncare. Nu, dar e păcat să le lași așa. Nu sunt chiar acolo. Ce compendium ăsta și ce, pe ce trebuie să apăs ca să îl văd? Că nu-mi dau seama. Asta și aici trebuie să fac o stânga, o dreapta împrejur, așa, stai că o luăm încet. Așa, așa. Mai merge, mă, să poate să-i miște mai repede puțin căruța asta. Cât mai avem? Cu cine vorbim? Cine? Cine ești? Stai că nu văd cu cine vorbim. Hai! Ăsta. Ok, let's go! Let's go! Any trouble getting in here? Trag caii la căruță. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. For now, anyway. Asta este ascunzișul nostru. Aici va fi noua noastră bază, de aici ne vom demara activitățile. Aici vom trăi în următoarea perioadă. Nu știu exact cât, nu știu exact cum, dar aici va fi campusul nostru. Iată-ne! Am ajuns. Noua noastră casă. So, gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Mm-hmm. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Totul e vina lui Micah. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. It's just a plan. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Asta e... Of course, Herr Strauss. Cum se cheamă asta? Facem promoturi? Seems more dignified somehow. Fel de cămătar. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Mm-hmm. Get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That mud seems and a morons. Place to start. And we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Și acolo punem bani în cutie. Tent ready, Mr. Morgan. Come with me. Fiecare are propria lui specialitate, fiecare. Asta e mama.
simbolică a grupului. Asta este noua mea casă. Hai să mai prind și o țigară, îmi dau jos cizmele, mă odihnesc și eu puțin. Viața de outlaw. Chapter 2, Horseshoe Overlook. Ia puțin, capitolul 1 s-a chemat Coulter. What's Coulter? Tot n-am înțeles. În orice caz, am ajuns la capitolul 2, a couple of weeks later. Am să opresc aici pentru că a doua parte va urma și vom continua acțiunea. Devine interesant, chiar intri în poveste, acum suntem stabiliți acolo, acum avem orașe, avem harta deschisă, putem să mergem să vedem tot ce are de oferit lumea asta din Red Dead Redemption. Mi se pare interesant că planul nostru e să ne mutăm, să facem niște bani, să mergem spre vest, să găsim pământ virgin pe care să-l cumpărăm. Și pe urmă să, nu știu, să înființăm, fondăm un oraș, cine știe, poate la final vom vedea că am fondat vreun oraș sau ceva, Portland sau eu știu. Da, sunt curios să văd ce se va întâmpla. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți, dacă aveți sfaturi pentru mine, dar mă rog, încă n-am intrat efectiv în gameplay, deci nu prea, de episodul viitor intrăm în pâine. Hai, ne vedem! Pa, pa!